Produsul este 0 și suma este pozitivă, atunci un x va fi 0 și un x1 va fi 0 și x2 va fi mai mare ca 0. Așa. Între minus 1 pe 2 și 1 pe 2 avem delta pozitiv x1, x2 aparținului f și x1 diferit de x2. Produsul este negativ, atunci un x1 va fi mai mare ca 0 și un x2 mai mic ca 0 și fiind suma pozitivă, modulul... Păi spune x1, stabilește care e negativ și care e pozitiv. Mai mic ca 0 și x1 trebuie să fie mai mare decât modul de x2. X1 mai mare decât modul de x2. La 1 pe 2 nu avem produs nici 1. Mă discutăm. Între 1 și pe 2 și 13 pe 24 avem delta pozitiv, atunci x1 și x2 aparțin lui R. Sunt valori distincte. Da. Așa? Produsul este pozitiv și suma este negativă. Atunci... dacă produsul este pozitiv... Ori am două pozitive, două negative. Fiindcă suma este negativă, am două pozitive și negative. Sigur. Așa, la 13 pe 24, delta egal cu 0, atunci x1 egal cu x2. Da. Și produsul este pozitiv și suma este negativă. Deci produsul este pozitiv, suma e negativă. Adică tu ai o singură valoare. Da. Un număr ai. Ori negativ, ori pozitiv. Și acum trebuie să decizi. La pătrat, la mulțire, sigur, e pozitiv. Așa? Atunci am, e mai mic. Sigur, dar x-ul e egal cu x-2. Mai mic ca zero. Deci e valoare negativă. Și aici aparțin mai mult complexe. Sigur, da. Deci, dacă ia valoare în zona aceea, avem de-a face cu numere. Da. Ei, ai mai avut. Vezi că o contradicție a fost eliminată acum. Da. Când apare contradicții, ce trebuie să faci? Trebuie să le iei gristul din nou, să vezi unde e greșeala. Că undeva, ori ca ordinea numerilor, da. Deci nu ai repartizat numerele și n-ai fost atentă, sau la capul. Nu, la delta știu că am greșit. Ai văzut acum unde e greșit. A trebuit să vii la tabă ca să-ți dai seama, da? Ei, mai aveai ceva aici de făcut? Da, aveam de văzut dacă are... să studiez dacă există un punct sau dacă nu există, sau dacă sunt două puncte prin care trece familia de parabole. Punct X, da? Da. Am notat cu Fm de X. Așa, asta. Familia de parabole. Da. Deci. Mai scrii din nou? Nu, nu, o scrii doar acolo, Fm de X. Așa, după am desfăcut paranteze. Deci Fm de X e organizat pe altfel, deci Fm de X egal cu 2mx pătrat minus x pătrat minus 4mx da. Plus 3. 3x plus 2m plus 1. Apoi, am dat factorul cu 1 pe m. Da. M pe lângă 2x pătrat minus 4x plus 2. Ce a rămas termenul? Mă rămas minus x pătrat plus 3x plus 1. Ca să existe un punct fix, nu trebuie să depind de m, dar când te-aș fi la cu 0. Deci, punctul este fix, dacă la fiecare valoare a lui M, coordonatele nu se schimbă.
Și asta înseamnă că trebuie să dispară, FMDX este Y-ul punctului fix, da? Da? Și trebuie să dispară M-ul și ca să dispară, trebuie să fie coeficientul 0. Deci 2x pătrat minus 4x plus 2. 2x pătrat minus 4x plus 2 egal cu 0. Am putea împărți prin 2, dar eu am calculat. Parte prin 2, ce mai stă pe gândul? Totdeauna facem. Și am devenit x pătrat minus 2x plus 1 egal cu 0. Adică binomul x minus 1 totul la pătrat egal cu 0. X minus 0 rezultă că x egal cu 1. X egal cu 1. Adică da. Un singur punct fix ai. Adică ai găsit o singură rădăcină, deci un singur punct. Și y-ul corespunzător, y-ul da. Va fi egal cu... Locuiește în funcție pe x cu 1. Sigur că m ori 0 va fi acolo și rămâne doar minus 1 la pătrat. Că locuiește pe x cu 1, da? Da. Plus 3 ori 1. 3 plus 1. Și ar veni minus 1 pe 1 și y egal cu 3. Deci, răspunsul corect este că familia de parabole trece pentru un punct fix P de coordonate 1 și 3. Deci, la întrebarea pusă, dacă există un punct fix 1, nici 1 sau 2 și să se găsească coordonatele acestui punct. Da. Punctul fix este coordonate 1 și 3. Da, asta a fost. Da. Tot legat de asta, hai să ne facem câteva chestiuni, să se găsească hai să spunem valoare, nu, să se găsească expresia e de x, e de m, e de m egal cu e de m egal cu x1 pe x2 plus x2 pe x1. X1 supra x2 plus x2 pe x1. Deci găsesc valoarea expresiei, e de m, x1 pe x2 plus x2 pe x1. Cum ai încerca să faci aici și ăsta? Tot raportarea asta, nu? Da, sigur că da, același. De x1 și x2 sunt rădăcini ecuației de mai sus. Păi x1 și x2 ar trebui să... din formula normală. Să găsesc rădăcina, nu? Da. Și după să înlocuiesc aici fiecare x și e de m egal cu... Să înlocuiesc. Să dea în parametrul m. Și o dai expresie m. Hai să vedem. X1 2, după formula, da? Da. Egal cu... 4m minus 3. Da. Plus sau minus radical din delta, așa la ai? Delta 13 minus 24 m. Supra 2a, supra 4 e minus 2. 4 e minus 2. Să dat x1 ar fi egal cu? 4 e minus 3 plus radical din 13 minus 24 m supra 4 m minus 2 da. Și x2 va fi cel cu minus. Da, 4 m minus 3 minus radical din 13 minus 24 m supra 4 m minus 3. Corect. Acolo, nu prea ai chevăz, ești un pic dezamăgită. Păi da, că la radical ăsta aici. Și radicale, și nu-i treabă simplu, ce să faci acolo? Va fi dublă... Una invers a celelalte. Nu-i comod de lucru. Ori n-ar fi mai bine să aveți la cea jumitor. Acolo, X1 pic. X1 pe X2 plus X2 pe X1 acolo. Așa ar veni X1. Să lucrez o leacă la expresie, egal mai departe cu. Da. Acolo cu X1, nu? Aici cu X2.
Și atunci ar fi egal cu? X1 la pătrat. Da. Plus X2 la pătrat. Da. Supra X1, X2. Păi. Și la mai departe cu? A, să adunăm și scădem un... Îmi părea crescut. X1 la pătrat, plus X2 la pătrat. X2, X1, X2. Da. Totul supra X1 ori X2. Și egal mai departe cu? X1 plus X2 de la pătrat. Da. -2 X1 ori X2. Da. Supra X1 ori X2. De acord. Și egal cu suma la pătrat, S pătrat, minus 2 produs, supra, produs. E, suma cu cine este egal, produsul cu este, cine este egal? Păi suma este minus B pe A. Corect. Deci suma este egal cu minus B supra A. Și egal mai departe cu... minus B, adică 4M minus 3 supra 2M minus 1. Corect. Minus 1. Iar produsul. Produsul este acesta. Și egal cu 2M plus 1 supra 2M minus 1. De acord. Locuient. Deci e de m va fi egal cu e de m, expresia e de m va fi egal cu min de fracții. Un pic mai jos. Da, mai jos. Da. Va fi 4m minus 3 supra 2m minus 1 la pătrat. Da. Minus 2 pe lângă... aduc direct sus aici. Așa. 4M plus 2 supra 2M minus 1. Supra produs, adică supra 2M plus 1. Supra 2M minus 1. Care? Și egal mai departe cu... amplificăm aici. De acord, cu 2M minus 1. Și aici, mini de fracții. Așa. O altă mini de fracții, nu? Pui numitorul la pătrat, 2M minus 1 la pătrat, e amplificat. Și va fi 4M minus 3. La pătrat. Minus 4 M plus 2 pe lângă 2 M minus 1. Pe lângă 2 M minus 1. Supra jos. Supra 2 M plus 1, supra 2 M minus 1. Așa. Pun ăsta. Cu pătratul. Și egal cu dedesubt. Și aici. Mai jos un pic egal, care este? Da. O altă linie de fracție. Faci un calcul de sus. Da. Ar veni 16 M pătrat. Da. Minus 24 M plus 9. Minus... nu. Da. 8 M pătrat. Da. Plus 4 M. Da. Minus 4 M plus 2 supra 2 M minus 1. Da. Totul supra 2 M plus 1. Sare. Așa. Și egal cu?
16 m pătrat minus 8 m pătrat va da 8 m pătrat. Deci egal cu prin difracție. Ok, mulți îi spună că doar răsturnată, inversată și va veni ce e calculul tău supra 2m minus 1, cred că 2m plus 1 la numitor. Da. Și atunci avem 8m pătrat. Da. Pătrat. Minus 20... Minus... Nu. Minus 24m. Da. Plus 11. Și facem și calculul de jos. 4 e pătrat minus 1. E A minus B pentru că a plus B. Da. Asta este, asta este EDM. Iată că găsim valoarea lui EDM. 8 e pătrat minus 24 e plus 11 supra 4 e pătrat minus 1. Deci EDM, așa, asta e valoarea expresiei. Dacă te-aș fi lăsat să lucrezi cu X1 și X2, îți dai seama cât de dificil aș fost. Da. Că înlocuind acolo radicale ce raționalizez și... Noi n-am avut o răbdare să te las. Ca să te convingi de cât de dificil aș fost să ieșiți un varianta în care fi înlocuit pe X1 și X2. Deci, imposibil de abordat. Dar dacă ai adus aceeași mentor și ai sesizat că poți să pune în evidență suma și produsul, totul a fost o chestie de calcul. Da. Nu? La îndemână ta. Deci, vezi? De mare avantaj este ideea asta că expresia aceea s-o scrie funcție de sumă și produs. Să organizez. Ia să mai îți dau încă una, să tregem tabla și e de M să fie altfel dată. Lasă ecuația. Așa și restul. Da, totul știu. Tot ce știu. Deci E de M arată așa. Să găsească expresia E de M. E de M egală cu X1 pătrat supra X2 X1 pătrat supra X2 plus X2 pătrat supra X1, X1 plus 1 pe X1 plus 1 pe X2. 1 pe X1 plus 1 pe X2. Tot cu... Păi bănesc că tot, după experiența câștigată, nu te gândești acum să afli X1. No. Ai văzut ce... Problemă. Tot a zice la acest sigur că da. Deci egal mai departe cu... Da, lucrurile aici. Da. Așa. X1 pătrat ori... Nu, X1 la 3. Da, deci X1 la 3. Plus... Plus X2 la 3. Da. Plus X2... Plus X1... Totul supra... X... 1 ori... A plus B totul la 3. Păi de acolo trebuie să vedea. Are mulți termeni A plus B totul la 3. Ia să scrie formula. A plus B totul la 3. Triunghiul Pascal, deci, și așa la triunghiul Pascal ai plecat, deci 1, 1, 2, 1, da. Și pe urmă 1, 3, 3.
Dar 2 de 1 acolo nu are rost să știi, da? Bun. Deci, dacă nu ți-ai fi adus aminte, cum ai fi ridicat totuși? A plus B totul la doar, A plus B. Odată. Dar altfel, n-ai binomul lui Newton. Da. Deci te puteai spui A plus B totul la 3-a egal cu? Hai să scrii formula. A plus B totul la 3-a egal cu combinări de 3 la decât 0 A la 3 plus combinări de 3 la decât 1 A la 2 B plus combinări de 3 la decât 2 A B la 2 plus combinări de 3 la decât 3 B la 3. Corect. Deci, iar combinările le poți desface și înseamnă 1, 3, 3, 1. Deci, în final, în clasa 10, ridici la orice putere. În clasa 8, le înveți mecanic, le înveți formulele astea, dar ele se descoperă că... Ce înseamnă A plus B la a doua? Înseamnă A plus B pentru că A plus B. Le mulțești cele două parametri și găsești formula A pătrat plus 2AB plus B pătrat. La A plus B la a treia, cum bine ai spus, înseamnă A plus B pentru că A plus B totul la a doua. Da. Ei, uite-te acolo. Păi A la a treia plus B la a treia, atât. Da. Ce trebuie ca să fie treaba bună? 3x2 plus 3... Nu, 3x2 pătrat x1 plus 3x2x1 pătrat. Deci 3x1 x2, 3x1 pătrat x2. Da. Adică, uite, pe locul lui A îl lea x1, da? Da. Și pe locul lui... 3x1 pătrat x2 plus 3x1 x2 pătrat. Și adun pe ăștia, dar și scazi. Da. Deci ăștia doi aduni și scazi. Deci egal mai departe cum? X1 la 3 plus de 3 ori puniți acolo ca să-i vezi. Acum hai, deci plus 3x1 pătrat x2 plus de 3 ori x1 x2 pătrat plus x2 la 3 minus. Minus 3x1 pătrat x2. Da. 3x1 x2 pătrat. Totul supra. x1 ori x2. Și plus în continuare era plus x1 plus x2. Uite, adică acolo. Jos la mână ta. Aici. Numai, n-a fost numai x1 la 3 plus x2 la 3. Și era și x1 plus x2. Deci plus acolo sus x1 plus x2. Și egal mai departe, de desubt, din fracții, se strâng primii 4 ca fiind x1 plus x2 totul la a treia. Nu așa? Da. Și până unde? Și acum minus. Și avem minus 3. Ce poți face din cei doi? Să dau factor comun pe 3x1x2. 3x1x2. 3x1x2 pe lângă x1 plus x2. X1 plus x2. Și aveam și plus x1x2. Plus x2 supra x1x2. Și egal mai departe cu. Acum e tot ce trebuie ca să scrii. În loc de x1 plus x2 zici ce? Suma. Deci vine suma la a treia. Deci egal cu s la a treia. Minus 3PS plus suma totul supra P. Și cum suma și produsul le știi, nu rămâne decât să înlocuiești, să faci calcul respectiv și cu asta găsești valoarea lui E de M. Ce a fost aici nou? Ideea de a forma cubul. Ce termeni trebuiau? 3x1 pătrat x2 și 3x1 x2 pătrat. Am adunat și am scăzut. Alte idei aici. x1 la a treia plus x2 la a treia cum se mai poate scrie? Deci eu vreau să văd un alt mod de a ajunge să exprime pe E de M cu sumă și produs. Ia să vedem. Să mai amintești A la a treia plus B la a treia în ce se scrie, cum se descompune. Egal cu clasa 8. Aia cu A minus B pe... Spes pe oricine.
la 2 minus A. Păi A o descrește și B o ajută, deci minus AB plus B pătrat. Plus B pătrat. Nu mi-e și am aici. Da. Și acum ia vezi de mulțește, vezi de A la 3 plus B la 3. Da. Minus da. Plus minus B la 3. Și minus A pătrat B. Cum e? De sau nu da? Nu cred de. B, A, B pătrat minus A pătrat B. Așa. Pătrat B plus A, B pătrat. Așa dăm. Nu prea cred. Ia mai tot o dată. A la 3-a minus A la 2-a B plus AB pătrat minus A pătrat B plus AB pătrat minus B la 3. A pătrat B cu... Nu dă. Nu dă. Crezi fi plus. Unde să fie plus? Ce acum cu plus acolo, vezi dacă merge. După cum ziceți, îmi pare să... Îmi pare să nu dea, nu? Nici nu te încurajez, nici nu te descurajez. Să vezi. Până când o ții minte, trebuie să o ții. A la 3-a plus A pătrat B. Unde ești? Păi, ia vino să iei tu un ceas, că am luat un ceas, îi aduci și primul vii și plecăm. De la mine, de aici, aici la treabă eu. Da, da, da. Hai. Acum, da, ca să te încadrezi, te duci, te duci, pe un vie și plecăm. Hai. A dat. Da? Cum? Cât? Cum este, pare? Cu plus. Eu nu cred că e normal. Eu nu cred că. Eu cred că e tot incorrect. Hai să vedem. A la a treia. Da. Plus A la a doua B. Plus A, B la a doua. Minus A pătrat B. Da. Aici. Da. Minus A, B pătrat. Da. Minus B la a treia. Păi da, tu e plus B la a treia. Aaa. Vezi, vezi? Nu-i corect. Tu ai obținut A la a treia minus B la a treia. Deci formula pe care l-ai scris-o tu este valabil pentru A la a treia minus B la a treia. Nu uitați-o. Deci dar nu există. Ba da. Sau asta ați ca să era. Deci A la 3 minus B la 3, ai descoperit o formulă. A la 3 minus B la 3 este egal cu A minus B. E corect găsită de tine. E muncită de data asta, pentru că A pătrat plus AB plus B pătrat. De acord cu asta. Dar A la 3 minus B la 3, nu A la 3 plus B la 3. Pe care de aici plus. Așa, așa. Deci fie aici. Acolo plus. Plus. Și aici minus. Așa, încearcă varianta asta. Ia să vezi dacă acum se merge. Și avem A la a treia, aici minus, minus A la a doua B, da. Plus A B pătrat, corect. Plus A pătrat B, minus A, B pătrat, plus B la 3. Minus A pătrat B, plus A pătrat B. Da. A, B pătrat și minus A, B pătrat, A la 3 plus B la 3. În sfârșit avem formula scrisă, A la 3 plus B la 3, notați-o sus, șerge deasupra, acolo. Undeva scrie și aceste formule.
foarte clar, trebuie să le ai de calcul rapid. Ca să nu mai le putem vreodată, le scriem și le și demonstrez acasă, da? Deci, A la 2 plus B la 2, A la 2 plus B la 2, egal cu semn de întrebare, n-are. Da, acasă. A la 3 plus B la 3, A la 3 plus B la 3, are. Și începe, cum ai găsit-o, A plus B, pe lângă A pătrat, minus AB, minus AB, nu? Da. Plus B pătrat. A la 4 plus B la 4, A la 4 plus B la 4, nu are. Dar A la 5 plus B la 5, are. Egal cu tot cu A plus B să începe. Pe lângă A la 4, minus A la 3 B, plus A la 2 B la 2, minus A B la 3, plus B la 4. Corect. A la 6 plus B la 6 nu are. Nu are. A la 7 plus B la 7 egal cu A plus B. Da. Pe lângă A la 6 minus A la 5 B plus A la 4 B la 2, minus A la 3, B la 3, da. Plus A la 2, B la 4, minus A, B la 5, da. B la 5, plus B la 6. Corect. Și așa mai departe. Deci, vezi, la sume, are numai la putere impară, da? Da. Numai la putere impară. La diferențe, ia vezi, A la A treia, în dreapta scrie. Deci astea au toate, da? Da. Deci. În clipa de față, dacă nu le mai uiți, pentru că ai înțeles bine, da. Și mai ales aflându-te la tablă, este momentul acela de conectare complexă, de efort. Că vrei să ții minte acestea și altă dată să nu le mai uităm, da? Ștergem tabla și să ne întoarcem la exercițiu. Știi bine că eu ți-am propus asta, să încercăm să găsim o altă variantă. Da. Să-ți facem bugetul cele mai bine, că le-ai pădat. Și noi
Hai, iau și fac, iau pe asta și pe zi. Vine cu asta și... Așa, îți dă să fie de M, dacă ți amintești, e de M, da. Egal cu X1 pătrat pe X2, e de M, egal cu X1 pătrat supra X2, plus X2 pătrat pe X1, plus 1 pe X1, plus 1 pe X2, da? Da. Egal mai departe, am ajuns la același numitor și ai obținut... X1 la a treia plus X2 la a treia plus X1 plus X2 totul supra X1 ori X2 egal mai departe cu dacă ai fi știut a la a treia plus pe la a treia nu mai muncei să faci cubul la pătrat cubul la să faci binomul la cub ci pur și simplu aia la 3 plus B la 3, adică X1 la 3 plus X2 la 3, asta scrie egal mai departe, cu linie fracție, de dedesubt, poftim. X1 plus X2, așa ar veni? Da. X1 plus X2, pe lângă, te gândești la 3 plus B la 3. X1 pătrat, minus, da, minus X1 ori X2. Plus X2 la 2. Așa. Și plus, mai departe, X1 plus X2. X1 plus X2. Supra X1 ori X2. Și egal mai departe. Bine de fracție. Iar X1 plus X2 este deja știut, este suma. Da. Nu? Da. E suma pe lângă. X1 pătrat. X1 pătrat minus X2. Minus P, da. Plus X2 plus S. Supra P. Egal mai departe cu... Egal cu X1 pătrat plus X2 pătrat nu are descompunere. Da. Că e suma nu, la a doua. La a patra, la... Nu au. Dar dacă aduni 2X1 X2 aici, a, trebuie aici. Să aduni, că n-ai ce face, da. Aduni să scazi 2X1 X2 și vine și egal cu... Din fracție. Da. Sumă pe lângă. Plus 2x1 x2. x2 minus 2x1 x2. Și plus x2 pătrat. Și mai are și p. Și minus, minus p. Aceasta. Ține paranteza. Plus s. Plus S, totul supra P. Și egal acum, continuăm, egal cu linii de fracții. S pe lângă. X1 plus X2 totul la pătrat. Da, X1 plus X2 totul la pătrat. Și pui într-o paranteză dreaptă, că ai făcut așa. Așa. Minus, minus 2P. 2. Minus 2P și cu P-ul de la sfârșit, minus 3P. Da. Corect. Minus 3P și cam atât este în paranteza dreaptă. Plus suma, nu? Totul supra P. Și egal mai departe cu, continuăm, linii de fracții. Ies pe lângă. Pe lângă X1 plus X2 este suma la pătrat. Da, e suma la pătrat. Deci pe lângă ies pătrat, minus 3P. Și de paranteza plus ies supra P. Și egal acum, dacă desfaci paranteza, este egal cu S la 3 minus 3 pe S. Da. S la 3 minus 3 pe S plus S, nu? Da. Totul supra. Chiar așa. Era S la 3 minus 3 pe S. Nu mai ții tu minte. Când ai adunat și ai scăzut 3X1 pătrat, X2, 3X1, da. X2 pătrat, ți-au rămas, a apărut S la 3, că ai făcut binomul la cub. Și minus de 3 ori ai scos X1, X2 în factor și asta a fost produsul. Minus 3P. Pe lângă, rămas X1 plus X2. X1 plus X2 este tocmai sumă. Deci ai ajuns la același răspuns pe o altă variantă când ai aplicat descompunerea lui X1 la 3 plus X2 la 3 ca fiind X1 plus X2 pe lângă X1 pătrat minus X1 X2 plus X2 pătrat. Da? Deci observăm că
Același exercițiu nu a putut fi văzut și fie în varianta formării binomului la U și descompunerii lui X1 la 3 plus X2 la 3. Da. 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 Ei, ștergem tabla. Și... merită să reținem aici că relația aceste între rădăcini și coeficienți se pot folosi foarte bine dacă știm suma și produsul. Cu cine este egal suma și produsul. Că ideea de afarea rădăcinilor, afarea concretă a rădăcinilor, nu? Nu este o idee grozavă, pentru că ai văzut ce înseamnă, că îți dă cu radical, da. Mai mult. Acolo era radical, nu știu ce, de 23... 13 minus 24. Așa. Și trebuia pus condiția de existență a radicalului. De fapt, când am făcut discuția după IEM acolo, de la loc încolo, de la 13 pe 24, da. Era... încolo, la plus infinit, nu aveam rădăcini reale. Aveam doar la minus infinit până acolo. Deci, același lucru trebuie. Dacă IEM aparține la minus infinit, la 23 pe 13 sau 13 pe 23, 24, ecuația are rădăcini reale și sunt acele două, dar locuite, ridicat la pătrat, cu binomul, cu... nu era afacere de loc. Deci, vezi, este important să știm că suma e egal cu minus b pe a, produsul e egal cu c supra a. Coordonatele vârfului parabolei, care sunt coordonatele b, vârful parabolei, b, în paranteză, minus b pe 2a și minus delta supra 4a, parcă era, nu? Aici avem de face cu un maxim, cu un minim, avem când a e pozitiv, adică când 2 e minus 1, avem un minim, și când parabola arată cu vârful în jos și cu ramurile în sus, și când e negativ, arată cu vârful în sus și cu ramurile în jos, tocmai invers. Ce îți dau eu ție ca temă? Hai să formulăm un alt exercițiu care să-l faci de data asta, să nu mai ai nicio greșeală. Deci să fie FM de X, familia de pat, FM de X, familia de parabole, egală cu F indici M, nu? M da. Se pune la mai jos un pic. F indici M, în variabila X. Da. Adică se scrie așa. F indici M de X. Da? Y e aceea, Y este de X, depinde de variabila M. Egală cu, să zic așa, 3e minus 1, 3e minus 2, 3m minus 2 mulțit cu x pătrat, minus 5m minus, ia să vedem că să spunem acolo, 5m minus, pui una întâmplare, zi. 5M minus, dar să vedem dacă ne joacă, merge bine. E B pătrat minus 4AC. B pătrat minus 4AC, 3 minus 2 și la sfârșit 3M plus 2. Hai să zicem, lasă așa, ori X plus 3M plus 2. Da? Și când înmulțește 4AC, face 9M. Noi am pătrat minus 2 ori 4, 12 m pătrat. Da. 12. Stai, face 12 m. A, atunci... Dar aici trebuie să fie b pătrat. B pătrat să fac 12. 2 radical din 3. 2 radical din 3 m. Că la pătrat face, într-adevăr, 12. Deci, 2 radical din 3M, 2 radical din 3M plus 5. Că la pătrat face 4, 3, 12, da? Corect. Asta este familia de parabole. Și acum, întrebări. Să se discute după IEM. Să... Da, discutați.
după E, natura și semnul rădăcinilor ecuații. Natura și semnul rădăcinilor ecuații. Studiați dacă există puncte fixe prin care trece familia de parabole. Dacă există puncte fixe prin care trece familia de parabole. Dacă există puncte fixe prin care trece familia de parabole. Ce? Să se afle E de M egală cu, știi tu cu cine, tot așa, X1 pătrat supra X2 plus X2 pătrat supra X1 plus 1 pe X1 plus 1 pe X2. Așa. Și astea sunt chestiuni de văzut. Asta înseamnă temă pentru tine. Da. Și pentru toți cei care vizionează filmul. Și o problemă foarte tare, foarte interesantă, îi studiați de pe Prof Online. Vizionați filme de pe Prof Online cu funcții. Noțiunea de funcții subjectivă, subiectivă, obiectivă, exemple. Tot ce am făcut în primele mele lecții, acolo, da, la Prof Online, în primele lecții, vei vedea mai multe filme făcute cu noțiunea de funcții. Că trebuie data viitoare să-mi răspunzi, să discutăm despre tot ce înseamnă să spun, posibilitatea de a face exerciții cu. Da? Ai venit? Bun. Bine. Ajung. Deci, să studiem aici tot despre funcții. Filme care găsești cu funcții, studiați, că mai sunt. Cred că pe undeva pe la... La început. Care facem acolo la grajd, când era tabla asta pe spatele grajdului. Tot ce vezi despre funcții. Vizionează filmele, scoți toate exemple, înțelege foarte bine tot ce am spus acolo ca să putem discuta. Vei face lecția la tablă și îți voi da ieșiții. Da? Da. Deci, noțiunea de funcție o vreau să înțelegi perfect. Și mai există undeva un capitol când am făcut cu Ciprian, cred că noțiunea de funcții, elevul de clasa 12. Nu știu ce lecții. Dar dacă faci de acolo primele lecții, sigur înțelegi. Da. Și trigonometria. Da? Filme, da, trigonometria. Toate acelea și eu stau în ghișit să lucrăm. Toți știți, trebuie să știi orice formulă. De unde vine, convine? Păi numai așa putem face treaba. Până marța viitoare, deci sunt câteva zile bune, ai filmele acolo, numai cu ocazia asta pui trigonometria la punct. Deci totul curge acolo, pus pe tot așa, trigonometrie. Pe vedea setul de formule, setul de exerciții, am făcut mai multe lecții, până am epuizat toate. 3-4 lecții. Așadar, dragilor, ne oprim aici, pe curând. Facem o pauză de câteva zile din sărbătoarele și nu putem să o ținem lungă așa. Dar de marți sun și ne vedem. Da. La revedere, dragilor, pe curând. Așa. Dar să vedeți că mi-au tăiat internetul.